sunt Thomas Cook și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi suntem din nou pe GTA 5. Am înțeles că fratele meu a fost răpit de Game Master și astăzi în acest videoclip va trebui să-l salvăm numai decât, bro. Și noi am fost amenințați de Game Master că vom fi răpiți și omorâți. Eu nu știu ce ne așteaptă, așa că apăsați acum pe butonul de like să strângem la acest videoclip 2000 de like-uri. Și după cum puteți observa, mă aflu aici pe apă cu un vaporaj plus motorul, bro. Mi-am pus motorul în această barcă deoarece nu mai pot sta pe pământ din cauza că Game Master a pus toată mafia pe mine, bro, să mă omoare. Oh my god, nu știu cum să mai supraviețuiesc, așa că sunt pe apă. Nu am mâncare, nu am apă, nu am absolut nimic. Așa că va trebui să supraviețuim aici câteva ore. O să mă pun acum să pescuiesc ceva și după o să mergem în căutarea lui fratele meu mai mic să vedem unde este. Game Master este foarte periculos, bro, și acum suntem toți amenințați, mă. Și eu și fratele meu și toți prietenii pe care îi aveam în Los Santos. E foarte nașpa, bro, în momentul de față. Nu aveți idei cât de speriat sunt. De asta mi-am luat și barca asta, bro, ca să nu mai am contact cu oamenii din Los Santos. Haide să prindem ceva. N-am nici mâncare de pești, nu am nimic, dar haide să încercăm așa fără. Dar n-am nici undițe, mă, stai că nu mi-am luat undița. Ei, ca nici vaza, indica, nu știu ce să fac acum. Nu-mi dau seama. Haide să mergem puțin cu vaporul, cu barca asta, să mergem către mal pe acolo și după va trebui să mergem în căutarea lui fratele meu numai decât. Nu putem sta așa, bro. Nu știu dacă e în siguranță, bro. Pur și simplu am încercat să-l sun, nu răspunde, nu nimic. Acasă nu este. Nu știu unde e, cred că a fost răpit de Game Master 100%. Sper ca motorul din spate să nu cadă din barcă. Dacă cade, e nașpa rău. Ține, mă? Hai că ține, cred. Mai cu ține viteză. Sper să rămână acolo în spate. Să fie amenințat de Game Master nu e bine deloc, bro, deoarece tipul ăla nu se lasă până nu îți va face rău. Și în realitate am avut probleme cu tipul ăla, bro. Cât de nașpa poate să fie. Eu cred că motorul va exploda în spate. Deja mi se fumă. Trebuie să merg mai încet, cât mai încet trebuie să merg ca să ajung cu el cum trebuie până la mal. Dacă nu, nu mai avem nicio mașină, bro, cum să ajungem noi? Cred că mi-a foc, nu cred așa ceva, sau? N-ai, trebuie să mă dau jos. Masico, ai un stinguitor, stai să vedem. Avem, perfect. Sper să nu mai iasă foc, mă. E un motor nou, mă, din 2023, are undeva la 2000-2000 și ceva de cai putere. Hai că până la mal nu mai avem mult, bro. Na, ia foc, v-am spus eu. Oh my god, motocicleta ia foc, nu pot să cred. Mai am, nu mai am apă, bro, ce fac acum? Oh my god. Oh my god, a explodat motocicleta, mă. Nu pot să cred. A explodat și barca, mă. Vezi, mi-și fa așn și apoi fac ca în boc, medica. Uitați-vă și voi. Am rămas fără motocicletă și fără barca, diga. Fa zolta asta, diga. Acum trebuie să notăm până la mal, bro, ca să ajungem cum trebuie. Trebuie să furăm numai decât o mașină și să plecăm în căutarea lui fratele meu numai decât, bro. După 2 ore am ajuns aici la mal. Haideți să căutăm numai decât o mașină și să plecăm. Cum știți, noi nu mai avem absolut nimic. Nu mai avem bani, nu mai avem mașini, nu mai avem case, nu mai avem absolut nimic. Trebuie să ne facem o viață din nou de la capăt, mă. Asta e greu, o să fie greu rău. A, nu-i problema, hai să găsim pe aici o mașină, ceva. Și acum să mai ai și probleme cu Game Master, e nașpa rău de tot, mă. Sper să reușesc cum trebuie, vreau să scap de Game Master. De omorât, nu pot să-l omor atât de simplu. Uite, mă, am găsit aici o mașină. Wow, cât de tare e mașina asta. Ce marcă e? Aston Martini. Wow, ok, haide să o luăm numai decât. Ia, bro, e deschisă, nu pot să cred. Merge, merge numai decât. Numai că de ce merge așa de nașpa lor? What? Yo, ok, perfect. E bine că ne-am făcut cu o mașină. Mergem acum numai decât către casa lui Game Master, nu? Dacă nu-l găsim pe fratele meu, Los Santos, ce să facem? Haide să o luăm mai stânga. Dă-te-mă la o parte. Vrei să mai iei înainte sau ce se întâmplă cu voi? Man, oi, cât de frică mi este. Nu știu ce se întâmplă cu fratele meu și eu mai fac și accident. Tiga, 9. Oh, ei. Sper să nu strică mașina asta, mă. Să o avem numai decât. Trebuie, ne trebuie o mașină numai decât. Ceva de genul arată prin interior. Nu știu câți cai putere are, numai că nu știu cum să o dau pe sport, mă. Nu, mergem frumușel. Să întrebăm pe cineva pe aici unde se află fratele meu. Nu știu dacă cum. A, la școală, bro, e bine dacă am merge, nu? Să întrebăm unde este fratele meu. Da, bro, să mergem puțin. Ce se întâmplă? De ce? He? De ce aleargă oamenii pe aici? Ce se întâmplă? He? Ațepem, bro. Ce-s cu punctele astea? He? Ce-s cu punctele alea roșii în spate? What? Ce-s ăștia? He? Cine sunt ăștia, mă? Da! V-am spus eu, vă, oh my god, troce după noi. Da, e mafia după noi, v-am spus eu, vă.
Bro, deci Game Master a pus mafia după noi, v-am spus eu vouă, trebuie să plecăm numai decât să ne ascundem. Uite, se află după noi, sunt în spatele nostru. L-o portem cu voi, oh my god, dacă ne face pană. Uite, uite, cât de agresiv, mamă, cât de agresiv sunt tipii ăștia. Cum plecăm noi, trebuie să plecăm numai decât să ne ascundem undeva, cred. Nu scăpăm, v-am spus eu vouă. Dacă ajunge pe pământul din Los Santos, mafia se află după noi. Mamă, cât sunt în spatele meu, nu pot să cred, dragi, să plecăm numai decât de ăștia, cred că nu mai scăpăm. Au arme, după cum ați observat, arme puternice, mă. Plecăm numai decât. Va trebui să anunțăm poliția, dacă nu să ne îmbrăcăm noi în polițiști. La armată nu mai suntem, ca să anunțăm armata. Am plecat de ceva timp. Uite, uite, e în spate, bro, e în spatele nostru. Sper să scăpăm. Îmi bate inima așa, pum, pum, pum. Zic că vrem ce fac așn. Mergem la casa, uite-i. Se mai află și pe... Nine, uite-i, bro, se află și pe stradă. Trebuie să mergem la casa lui Game Master, cred, nu? Ar fi o idee bună să mergem la casa lui Game Master ca să o distrugem complet, numai că nu avem un avion de lupte. Trebuie să ne luăm un avion de lupte numai decât. Dacă vă uitați acolo în dreapta sus, la webcam, o să vedeți că am acolo două schelete, două cranii sau nu știu ce sunt alea, bro. Asta înseamnă că mafia se află după noi. Uitați-vă și voi. Mamă, nu pot să cred și ce arme au. Au shotgun-uri. Uite, se află și cu motocicleta, nu pot să cred. Haideți să-i omorâm pe ăștia. Om, doi, că l-am omorât, l-am omorât. Încă se mai află 2-3. Uite-i, uite-i, uite cum trag după noi. Pom, oh my god, ce? Mă, ce arme au, nu pot să cred. Trebuie să ne luăm numai decât, uite, alții, mamă, se află cu motocicleta după noi. Trebuie să mergem să ne luăm niște arme. Plus niște armură, bro. Ne trebuie niște armură numai decât. Hai că plecăm, plecăm numai decât, bro. Eu nu credeam că o să se întâmple asta. Dacă nu o să ne îmbrăcăm în poliție, cred, ar fi o idee mult mai bună să ne schimbăm de haine, nu? Uitați-vă și voi câți vin, bro. 4. Oh, nu cred. Sunt pe urma mea, mă. Uitați-vă și voi, vin cu mașinile. Avem sticky bombă, bro. Avem sticky... Cred că ne-a pierdut, ne-a pierdut. Ok, se duc în partea dreaptă. Uite-i, 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 uite-i. Uite-i cum se duc, mă. O, sper să nu mă... Na, că ne-au văzut, ne-au văzut. Oi, 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 trebuie să plecăm numai decât. Uite, se mai află și pe partea asta. Uite, cu motocicleta, pom, zic-o. Pe voi. Hai să-i omorâm numai decât. Îi călcăm, îi călcăm, îi călcăm. Oh my god, zic-o. Muriți. Uite, mai avem unul în partea asta. Ai, 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 haide să-l omorâm numai decât. Se află și cu mașina, nu cred că avem nicio șansă, bro. Trebuie să plecăm, trebuie să plecăm. Să ne îmbrăcăm numai decât în poliție sau ceva. Trebuie să ne luăm și o vestă anti-glonț. Să ne dăm puțin jos, bro, să-i omorăm. 2 secunde, oricum avem și noi niște arme foarte puternice. Haide să stăm în partea asta pe dreapta aici. Ne dăm jos, hai Masico, dă-te jos repede, ia-ți o armă. Și trage, trage, trage în ei, trage. Uite, pam. O, muriți, mă. O, mai avem pe partea aia. Uite, mai este o mașină pe partea aia. Na, he. Cine trage după noi? Uite, uite, pom. Eu murm numai decât. Ca să nu mai vină după noi, mă. Să ne urmărească, uite. Pac, mai avem unul în partea asta. Perfect, i-am omorât. Acum le luăm numai decât motocicleta. Uitați-vă și voi. Ăștia sunt, mă. Deci sunt îmbrăcați în... În MOVA, asta, asta înseamnă că sunt din Mafia Bowlers sau ceva de genul ăsta, nu? Pac, luăm motocicleta asta și plecăm numai decât către poliție, bro. Ne îmbrăcăm în polițist, plus ne luăm niște armură cu noi numai decât. Sper să fie totul cum trebuie. Uite, plecăm aici la poliție numai decât. Mergem înăuntru. Repede, 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 jur. Uite, și pe dreapta se află. M-am îmbrăcat în polițist, ceva de genul arăt în momentul de față. Mi-am luat și o armă cum trebuie, plus armură, bro, asta ne trebuie. Haideți să luăm și noi RPG-ul ăsta pe care l-am luat acum. Te mergem acum în garaj numai decât să ne luăm o mașină de poliție. Haideți să vedem dacă se află aici sau... Da, mă, se află, uite-o! Oh my god, cum arată mașina asta de poliție și... 9. Chiar tare, uitați-vă și voi câtă armură are pe ea. Mergem acum numai decât, bro. Acum poate să vină oricine după noi, nu mai are nicio șansă. Sper să nu mai apară, bro, o mafie ceva să tragă în noi. Oricum nu ne mai recunoaște. Perfect, o să mergem acum către casa lui Game Master să vedem dacă se află fratele meu acolo, chiar sunt curios. Ajungem aici aproape de casa lui Game Master. Ne prefacem că suntem polițiști. Activăm sirenele și intrăm aici. Pe dreapta, chiar sunt curios să vedem dacă se află cineva acasă. Uite aici pe dreapta se află, mă. Chiar acum știu unde locuiește Game Master, ne dăm jos. Luăm o armă cu noi. Oh, LSPD, poliția, mâinile sus. A început să tragă noi, oh my god. Oh, l-am găsit pe Game Master acasă, mă.
No way. Arma jos, dacă vrei să mai trăiești. Arma jos în momentul de față. Ok, gata. Arma jos. Oh my god. Perfect. Vorbim acum cu Game Master, se află aici lângă noi. Unde este fratele meu? Spune în momentul de față. Nu o să știi niciodată unde ți este fratele. Ha, 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 ha. Tu o să fii următorul, știi, nu? Cum adică o să fiu următorul meu? Spune unde mi este fratele în momentul de față, cum mă și enervezi. Stai. Calmă, stai calm, că nu o să știi. Fratele tău a fost răpit și este acum în mâinile lor. Care mâinile lor, mă? În ce mâini este fratele meu? Tu știi că este fratele meu, mă? Dă-i drumul în momentul de față ca să nu mă enervez, ca să nu mă răzbun. Ce să te răzbuni? Nu ai nicio șansă. Tu știi că ești următorul. Stai jo. Deja îmi fac griji, voi vedeți cum vorbește tipul ăsta. Fratele meu a fost răpit și nu știu unde este. Ok. Ce să-i facem acum? Oh my god, trebuie să plecăm numai decât. Am o idee, cred. Părăsește locul să nu te mai bă. Da, acum părăsesc locul. Oh my god, plecăm numai decât. Am o idee, vreau. O să mergem acum să-l distrugem complet pe Game Master. O să-mi iau un avion de lupte și o să vin să distrug casa lui complet, bro. Nu se poate așa ceva. Deja în spate iar se află mafia după noi. Nu cred așa ceva. Iar a pus mafia tipul ăsta pe noi. Dar lasă că mă răzbun eu pe el acum. O să mergem să luăm un avion de lupte din baza militară numai decât. Am ajuns aici la baza militară. Acum va trebui să sărim cumva. Să ajungem în baza militară. Pe unde să sărim? Pe partea cealaltă. Alta, nu? La o parte, mă, cu voi, țac. O, sărim pe aici, mă. Exact pe aici sărim și... Oh my god, cât de repede am ajuns. Am ajuns în baza militară. Perfect, uite, acolo se află un avion de lupte. Mergem să-l oprim numai decât. S-o opriți pe dreapta în momentul de față. Mă bag în fața lui, oare oprește? Nu vrea să oprească, mă. Oprește-mă, oprește momentul de față. Jos. Tipul ăsta încearcă să tragă noi, cred. Mâinile sus. Mâinile sus și pleacă, mă. Ha, ne urcăm. Pam. Bro, ce se întâmplă pe aici? Nu cred așa ceva, bro. Uitați-vă și voi, deja vin după noi. O, și... Pam, digă, am luat un... Na! Deja cineva trage noi. A început să tragă un avion de lupte noi. Nu cred, se-a... Nu, nu! Și-a cai în boc, mea, digă. Mamă... Cum pot? Nu cred așa ceva, bro. Mi s-a dus avionul de lupte. Îl mai putem lua sau nu? A explodat, bro. A explodat complet, cred. Frăm o mașină de armată și plecăm. Plecăm cu mașina asta de armată, bro. Am uitat, mă, că tipii de la armată au airsoft. Au rachete în aer care... Nu cred așa ceva, mă. Nu, no, mergem așa. Ce să facem acum? Cum să-l distrugem noi pe Game Master? Uitați-vă și voi câtă mafie se află după noi. Nu, nu am nicio idee cum aș putea să-l distrug, dar nu cred că am nicio șansă, mă. E nașpa că nu am nici mulți bani și nu avem cum să ne cumpărăm multe mașini, mașini de armată și așa mai departe. A explodat, bro. Cineva mi-a explodat mașina, mă. Nu cred așa ceva. Asta e Game Master, 100%, bro. Uite, avem și sus care ne urmăresc. Mamă, câți au ajuns după noi. Devin din ce în ce mai agresiv, mă. What? Nu cred. Uitați-vă în stânga și în dreapta câți avem. Bro, câți vin pe ei. Ai, ai, ai. Trebuie să activăm numai decât ăsta, mă. Pam. Oh my god. Avem și în stânga noastră. Pam. Mai avem și sus. Sper să scăpăm de ei, bro. Văd că vin din ce în ce mai mulți. Acum avem 3 schelete sus acolo. Acum avem 4 schelete, mă. Devin din ce în ce mai agresivi. V-am spus eu, vouă, și din ce în ce mai mulți. Mergem cu mașina asta pe care am furat-o numai decât. Ar fi bine să ne ascundem undeva, nu? Sau? L-am sunat pe Culai și l-am întrebat dacă l-a văzut pe fratele meu și mi-a spus că l-a văzut la aeroport, dacă vă vine să credeți. Haideți să mai vorbim cu el să vedem unde exact l-a văzut, mă. Chiar sunt curios. După cum puteți observa, am mai furat o mașină, un Lamborghini. Să mergem aici pe stânga. Chiar sunt curios. Eu... Ei! Ce fac, mă, de când te-ai apucat de... Tipul ăsta s-a apucat de sală? Ei, dacă nu vezi, mă, cum vii pe aici, mai ușor puțin, nu? Da, mă, mă, grăbesc scuze. Și am vrut să te întreb, ai spus că l-ai văzut pe fratele meu. Unde exact l-ai văzut? Spune în momentul de față. Pe când am venit din Dubai, l-am văzut la aeroport, mă. Era încătușat. What? Era încătușat? Ce ai spus, mă? Cum? Trebuie să plec numai decât? Mă duc, mersi mult, bro. Eu l-a găsit la aeroport. Da, mă, ai grijă că era o mafie pe acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Ai grijă, da? Da, oh my god. Deci tipul ăsta nu știe ce se întâmplă la
aeroport a spus că e, nu? Bun, plecăm acum în full speed, nu ne mai uităm la nimic, nu mai respectăm absolut nimic și plecăm numai decât vreun... L-a văzut la aeroport, chiar îs curios. Nu cred așa ceva. Am ajuns aici aproape de aeroport, chiar îs curios unde se află fratele meu. Cum ajungem noi acum pe aeroport, bro? Trebuie să luăm pe partea dreapta numai decât. O, la o parte, mă, cu toții. Nu mai am timp de nimic, mă, uite, o luăm pe aici pe dreapta numai decât. Sau e închis? Nu. Hai că putem sări exact pe aici, mă. Ce vrea ăsta, mă? Na, aia s-o iei, s-o iei tu, mă, da? Da, s-o iei tu mâine. Mănâță, ripci, pam, diga. Perfect, am intrat pe aeroport, uite, acolo în față se află un avion, bro, nu înțeleg ce... Na, au, tipul ăsta exact în... Ce mai exact a văzut tipul ăla pe aici, că nu-mi dau seama, nu văd absolut nimic, mă. What? Pe unde mai exact a văzut colai ceva? Pe aici văd că nu e nimic. He, pe unde mai exact, nu înțeleg... Na! Bro, ce e aici? Mafia? Nu... He? He? Frate, tu... Ce faci, mă? Nu, ești bine? L-am găsit pe fratele meu, nu pot să cred așa ceva. Nu, nu sunt bine deloc, mă. Ăștia o să mă omoare. Nu o să fac asta. Cum o să fac asta? What? Te rog să saluți oamenii că învie aici, da? Fratele tău. Nu o să mai fie printre noi, știi asta, nu? Păi de ce să nu mai fie printre noi? De ce s-a întâmplat mai exact? Ce a făcut? Sunt de la poliția Los Santos, am venit în legătură cu problema de aici. Ce se întâmplă mai exact? Explicați-mi ca să înțeleg. The Mafia se află pe aici. Am merlit-o complet, nu aveți idee. Uitați-vă și voi, au arme lângă ei. Au fost toți de cineva ca să-l omorăm pe fratele tău. Ok, de cine mai exact? Probabil de Game Master, 100%, a? Nu puteam spune asta. De ce să nu spui asta, mă? Spune momentul de față. Dați-i drumul în momentul de față lui fratele meu, da? Ne-am înțeles? Pregătiți urmea. Eu nu cred așa ceva. Aia, toți sunt cu arma către fratele meu. Ce facem acum? Ce facem acum? Ce pot să fac? Vă rog să nu trageți în mine, vă rog. Ce pot să fac, mamă, când îl văd că spune așa ceva să nu tragă în el? Nu pot să fac absolut nimic decât ce pot să fac. Ce mai spui tu acum? Ia spune. Nu mai spun nimic. Vă rog, puteți să lăsați pe fratele meu cât să vă plătesc ca să puteți să lăsați în pace. Oh my god. Vă dau... Nu avem bani, asta e problema. Cum să... Ce bani să le dăm că nu avem bani? Oh. 100 de milioane și fratele tău rămâne în viață. Nu am niciun ban, dacă mă credeți. Sunt plaită, sunt sărac. Nu am niciun ban. Vă rog să lăsați în pace. Vă rog să... Noi nu l-am murit. Nu cred așa ceva. Mi-a murit fratele în GTA 5. Mi-a murit fratele, bro, s-a terminat tot. Nu pot să cred așa ceva. Mamă, îmi vin lacrimile, mai am puțin și gata. Plecăm acum. Nu cred așa ceva. Plecăm. Nu cred așa ceva. Bro, l-au omorât pe fratele meu. Ce pot să fac acum? Gata. S-a terminat tot, fraților. L-au omorât, bro. Nu pot să cred așa ceva. Nu mai am frate în GTA 5. Bro, câte amintiri am putut să am cu fratele meu. Ce pot să fac acum? Am avut foarte multe amintiri, bro, cu fratele meu. Nu mai eu știu câte... Prin câte am trecut, câte am avut cu el. Am avut și bune și rele. Mi-a murit. A fost omorât de... Acea mafie, după cum ați observat, a fost pusă de Game Master și din cauza asta a murit, pur și simplu. Nu am avut bani să plătesc 100 de milioane. Voi realizați cât sunt 100 de milioane, bro. Eu nu aveam niciun ban. Toate mașinile care le aveam până acum au fost furate, pur și simplu. Nu mai am niciun frate acum. Man, ne dăm jos acum. Ce să fac acum? Ce să fac? Cum să-l mai salvez? Uite, mă duc acum să-l salvez. Ce să mai salvez dacă tipul ăla a tras cu 100 de gloanțe după el? Uite, au plecat toți acum. Ce? Acum, na, l-au lăsat pe fratele meu singur aici mort. Uitați-vă și voi. E mort. Ce pot să fac acum? Ce pot să fac? Să-l iau în spate și să plec, nu? Man. Greu, dar n-am ce să fac. Nu credeam că o să-mi vină lacrimile, bro, în momentul de față. Nu credeam asta, sincer o spun. Să mergem acum să-l îngropăm. Mergem să luăm un secreu și să-l punem acolo numai. Decât și să-l ducem la cimitir. Nu se poate așa. Mergem aici la Simon să luăm secreul. Ca să-l punem în secreu.
Și să mergem să-l îngrupăm și noi cum trebuie. Uite aici, mă, ăsta e sicriul. O să-l punem în spate acolo. Dar nu știu cum să car mașina asta după mine. Ah, ok, o să o leg de-a mea. Bun, am conectat sicriul de mașina mea. Acum mergem către aeroport. Să-l punem pe fratele meu în sicriu și după mergem către cimitir. O să-l îngropăm lângă 5 ani, cred. Dar e trist, e nașpa rău, vreau să-l văd pe fratele meu în starea asta, mort acolo jos. Și nimeni să nu fie lângă el, doar eu, bro. Doar eu atât. Man, o să-l punem acum. Hai să-l punem on. Pune-o aici. Gata, l-am pus. Și acum mergem către cimitir. Trist, măi, trist rău, deoarece nu credeam că o să se întâmple asta. Acum nu mai avem frate. Am pierdut chiar că tot am pierdut acum. Și bani, nimic, nici frate, nimic. Absolut nimic, îl mai avem pe Colaia atât. Dar și el e, na, bătrân, are undeva la 55, dacă nu mă înșel. Rămânem singuri, bro, în Los Santos, nașpa rău. Am anunțat și preotul și așa mai departe, plus un sicriu mai cum trebuie. Sicriul ăsta e doar de transport. O să mergem acum să-l punem într-un sicriu cum trebuie. Plus ne așteaptă și preotul. A organizat el totul cum trebuie. Plus o mașină de armată. Cred că acolo în față ne așteaptă, văd ceva. E ultimul lui drum, așa că mergem și noi mai cum trebuie, da? Uite aici pe stânga, vă, că ne așteaptă. Uite preotul și așa mai departe. Ok, o să parchez mașina frumoșel. Uite aici, mă scuzi, ușor, mă, nu te sperea. Uite așa aici, ne dăm jos. Îl luăm pe fratele meu din sicriul ăsta. Și acum îl vedem pentru ultima oară pe fratele meu. O să-l punem acum în sicriu, uite aici. Săru dreapta, părinte, săru dreapta. Doamne miluiește, să fie de bine, Dumnezeu să-l ierte. Doamne ajută, mă, să-l punem acum în sicriu aici. L-am pus în sicriu, acum o să-l punem pe mașină sus și mergem către cimitir acum. Intră și preotul acum în mașină, așa în față, perfect. Ne-am urcat toți în mașină și acum mergem numai decât către cimitir. Avem sicriul în spate acolo sus. Sper să nu cadă totul cum trebuie, da? Mergem frumos. Ăsta este ultimul lui drum în Los Santos. Îl conducem pe ultimul drum, bro. O să mergem puțin și pe la casa lui, cred, nu? Sau? Nu, nu mai mergem. Cred că nu mai are rost. O să-l conducem puțin prin oraș și mergem către cimitir numai decât. Am ajuns de cimitir, mă, nu pot să cred așa ceva. Hai să o luăm pe aici. Deja au ajuns și rudele. I-au făcut și groapa cum trebuie. Exact lângă 5 ani acolo. Uite aici, mă. Uite, groapa e gata. Trist rău de tot, mă. Mergem acum on. Uite, astea sunt rudele. Aici o să-l îngropăm, mă. Uite, aici o să punem sicriul. Plus că aici a murit 5 ani, l-am îngropat. Uite, asta i-a făcut groapa. Mersi mult, bro. Mersi mult. Bun, haide să punem acum sicriul aici și să ne luăm rămas bun de la el. Gata, mă, l-am pus în groapă acum. Ne luăm rămas bun. Preotul a făcut deja slujba cum trebuie. Așa că ne luăm rămas bun și aici cu un dans. Nu știu ce fac ăștia aici pe dreapta, mă rog. Doamne ajută, sper să fie de bine. Poate ne vedem în altă parte, fratele meu. Așa că, da, sper că v-a plăcut. Și ne luăm rămas bun. Ciao.